Bună, bună, fetiță! Bunicuță, voiam să intru să văd ce faci astăzi. Mami și tati nu sunt acasă și am zis că mă joc. Ia să mă duc până în stație și să-mi pun binoclu, să verific să văd dacă este cineva la bancă. Cred că tocmai ce s-a închis banca, așadar am noroc, nu pare să mai fie nimeni. O să mă duc acum în bancă și o să vreau să o jefuiesc. Salutare hudinașilor și vulpițelor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Pentru că astăzi am venit în vizită la bunica, însă am un secret, nu am venit degeaba. Dacă vreți să aflați secretul, să rămâneți până la finalul episodului. Ne poate, mă duc până la magazin să-ți cumpăr ceva. Nu mă așteptam să fii astăzi în vizită. Revin în într-o jumătate de oră. Bine, bunicuțo, stai liniștită, nu e nicio problemă. Ok, bunica mea tocmai a plecat de acasă, însă eu am un plan, așadar este timpul să îl pun în aplicare. Am auzit că în Brookhaven există o bancă unde sunt o grămadă de bani și am de gând să jefuiesc acea bancă, însă nu pot să mă duc cu înfățișarea mea, pentru că m-ar prinde poliția imediat. Așadar, o să mă duc la etaj. Ce caută băiatul acesta la bunica mea în casă? Oh, nu, trebuie să închid ușa, frate, pentru că s-ar putea să vină ciudați aici și eu nici măcar nu-i cunosc. Acum o să mă duc aici în dormitor la bunica și o să mă uit prin dulapuri. O să iau niște haine și o să mă deghizez în bunica mea. Cine ar suspecta ca o bătrânică să jefuiască banca? Cu siguranță nimeni. Așadar, hai să ne uităm pe aici prin dulap să vedem ce haine are bunicuța mea. Îmi trebuie niște haine super, super de bătrânică, pentru că nu vreau să suspecteze nimeni ceea ce urmează să fac. Așadar, cred că o să-mi iau bluza aceasta. E puțin cam ciudată, sincer să fiu, însă s-ar putea să se potrivească. Și ia să văd și niște pantaloni pe care i-ar avea bunica aici în dulap. Niște pantaloni de bătrânică. Poate ăștia? Da, cred că sunt buni acești pantaloni. Ok, și ia să mă uit să văd dacă mai are bunica perucile acelea în acest dulap, pentru că știu că avea niște peruci. Ok, ia să verific. O perucă de bătrânică vreau. Unde ți-ai pus, bunicuțo, perucile? Unde ți-ai pus perucile tale? Mi-ar trebui o perucă cu păr alb. Uite, poate peruca aceasta. Cred că e super bună peruca aceasta. Cine s-ar gândi vreodată că eu aș putea să jefuiesc banca? Cineva sună la ușă? E tot tipul acela? Oh, nu, cred că bunica mea îl cunoaște. Și stai să încerc să văd dacă pot să-mi fac vocea ca a bunicuței. Bună, bună, tinere, cine ești? Ok, cred că mi-am schimbat vocea, ia să mă duc să văd dacă pot să deschid ușa. Bună, bună, fetiță! Bunicuță, voiam să intru să văd ce faci astăzi. Mami și tati nu sunt acasă și am zis că mă joc. Uite, acum a venit mami. Bună, vecină, ce faceți? Am venit să-mi iau copilul, la revedere! Ok, super, super ciudat. Aparent bunicuța cunoaște o grămadă de lume aici. Stai puțin, să-mi schimb vocea. Așa că nu mai era
nimeni care să mă audă. Mamă, deci bunicuța mea are o grămadă de vecini cu care se cunoaște și nici măcar nu și-au dat seama că eu sunt un impostor, gen? Ok, cine e băiatul acesta? Trebuie să-mi schimb repede vocea. Tinere, ieși afară! Ieși afară, tinere, din casa mea! Nu te mai da cu bicicleta! Of, ce m-am săturat să-mi tot vii în casă fără să mă anunți! L-am banat, l-am dat afară din casă! Ok, ok. Acum trebuie să închid ușa și trebuie să-mi iau lucrurile din geamantan. Ia să verific să văd dacă le găsesc. Am scos toate lucrurile necesare. O umbrelă pentru că a început ploaia afară, o bombă și binoclul. Așadar, o să mă duc chiar acum la banca din Brookhaven. Mamă, ce plouă afară! Ce-aș fi vrut eu să am o mașină sau ceva de genul acesta, dar banca trebuie să fie foarte aproape. Da, este aici. Ia să mă duc până în stație și să-mi pun binoclu. Să verific să văd dacă este cineva la bancă. Cred că tocmai ce s-a închis banca, așadar am noroc, nu pare să mai fie nimeni. O să mă duc acum în bancă și o să vreau să o jefuiesc. Nu era nimeni afară, noroc că a început ploaia. Ia să mă duc sus. Oh, nu, ușa aceasta este închisă. Trebuie să caut o cheie sau ceva de genul acesta. Cardul acesta oare funcționează? Ia să verific. Wow, s-a deschis ușa. Da, acesta era cartul. Hai să punem bomba și zbang! Am spart safe-ul. Trebuie să iau toți banii și să fug cu ei. După care o să mă întorc înapoi și o să mă schimb în hainele mele. Wow, am reușit să iau geanta cu bani. Însă, unde m-a dus tunelul acesta? Cred că m-a dus într-un loc secret sau ceva de genul acesta. Da, o ușă s-a deschis. Wow, și-am ieșit printr-o altă parte. Măcar bine că nu m-a prins poliția. Trebuie să mă întorc acasă înainte să vină bunicuța și trebuie să nu își dea seama nimeni că eu am jefuit banca din Brookhaven. Acum toți banii aceștia sunt ai mei. Gata, m-am schimbat. Cred că am auzit ceva la ușă. Am venit, nepoate! Am venit de la magazin. Cred că a venit bunica acasă. Cam acesta a fost episodul hutinașilor și vulpițelor. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!